Programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin a început în anul 2013 și continuă în toată țara. În județul Olt, campania s-a desfășurat în bune condiții, însă problema este adresabilitatea scăzută, mai ales în rândul femeilor din mediul rural, spun medicii specialiști. Femeile, de exemplu, care și-au făcut babeșul în 2013, respectiv 2014, și îl pot repeta pentru că au trecut deja 5 ani, ca asta prevede, programul cuprinde femei între 25 și 65 de ani, indiferent de categoria socială. Casnice, deci nu trebuie documente care să ateste gradul de asigurare. Este o analiză utilă, ținând cont de incidența crescută în ultimul timp a cancerului de col uterin. La Spitalul Județean de Urgență Slatina, testările se fac gratuit la cabinetul de planning familial. Medicii fac apel la femei să se gândească la sănătatea lor. O simplă testare le poate salva viața. Este un apel atât pentru paciente cât și pentru medicii de familie care să îndrume femeile pentru efectuarea testului Babeș și Papa Nicolau. Acolo este problema, pentru că acolo femeile au evitat controlele ginecologice chiar și la interval foarte lung. De faptul că noi am mers acolo și totul a fost la îndemâna lor, plus că mai este și problema financiară. Sunt femei cu venituri mici care pentru ele o deplasare dus-întors costă. În urma testărilor au fost depistate cazuri de cancer, din păcate, în stadii avansate. Medicii avertizează că, de cele mai multe ori, această boală nu dă semne, iar când este descoperită, e deja prea târziu. Au fost mai mult de 150 de femei. Au fost depistate 2 cazuri de cancer de col uterin, unul stadiu 3, unul stadiu 4. Foarte curios, pacienta fără niciun fel de simptomatologie. Au fost depistat foarte multe cazuri cu HPV, motiv pentru care femeia are nevoie de investigații suplimentare. Specialiștii de la Spitalul Slatina transmit un semnal medicilor de familie din mediul rural să informeze toate femeile din localitate despre acest examen, pentru că în rândul lor adresabilitatea este foarte scăzută.